întrebare. Ce vază să aleg? Voi ce ziceți? Dar cred că cel mai bine cer sfatul unui specialist, așa că o am alături de mine pe Monica. Monica, tu ce mă sfătuiești să cumpăr pentru apartamentul meu? Bună! Depinde foarte mult de locul în care vei pune aceste două vaze. Ele sunt două vaze complet diferite. Cea mare, care este un model unic, nu vei mai găsi o altă piesă identică, o poți pune foarte bine pe o masă de dining. Iar cea micuță, pe nuanța aceea de vișiniu, o poți pune în cameră, pe noptieră, pentru a te trezi cu un parfum frumos de trandafiri. Decorațiunile au rolul de a înfrumuseța casa noastră, de a pune în valoare atât spațiul, cât și contrastul de culori, luminozitatea, dar totodată și personalitatea noastră. Foarte important să ne alegem decorațiunile după bunul plac, dar contează foarte mult să verificăm și alte aspecte, cum ar fi luminozitatea din cameră, spațiul pe care îl avem, contează foarte mult să ne informăm. Ce se poartă toamna aceasta în materie de decorațiuni? Se poartă atât florile artificiale, care înfrumusețesc casa, creează o oază de liniște pentru noi, se poartă culorile naturale, maro, bej, de asemenea toate culorile pământii, albastru, verde, dar totodată și culorile, sau non-culorile, să spun așa, alb și negru. În momentul în care noi avem o locuință în care predomină culorile neutre, vom avea nevoie de o bază, o culoare, pentru a scoate în evidență tot. Astfel vom avea nevoie de culori aprinse. Putem să îndrăznim și să alegem elemente mai extravagante? Bineînțeles. În momentul în care noi avem o casă plină de culori neutre și alegem elemente mai extravagante, vom crea o plăcere vizuală. De exemplu, puteți vedea și pe această masă, noi am ales să încadrăm auriul în context cu albastru plat. Este foarte important să avem lumânări, ele au atât aspect vizual cât și funcțional, dar trebuie să ținem cont și este foarte important să apreciem spațiul pe care îl avem. În momentul în care avem un spațiu mic, nu este recomandat să punem produse de decorațiuni mari, ca și volum. Contează foarte mult modul în care ne așezăm decorațiunile. În momentul în care noi avem o cameră suficient de mică, va trebui să profităm de colțurile camerei, va trebui să profităm de mobilierul care poate fi etajat, după cum puteți vedea și aici. Decorațiunile pot fi puse pe spațiul peretelui, nu este necesar să le avem în spațiul fizic de locuit. Și acum că am aflat ce elemente de decorațiuni pot alege pentru bucătăria mea, sunt tare curioasă ce îmi recomandă Monica pentru living. Monica, spune-mi, te rog, ce ne recomanzi? Este foarte important ca livingul să ne ofere confort. Confortul constă în o canapea de calitate, iar pe lângă acest aspect avem nevoie de accesorii. Să avem pernuțe care să ne ajute, după cum puteți vedea, ne oferă confort atât vizual cât și fizic. Avem păturici care oferă o pată de culoare în livingul nostru. Și măsuța de cafea să fie decorată, ea ne creează atât plăcerea de a ne bea cafeaua, cât și relaxarea totală, în momentul în care culorile sunt potrivite pentru noi. Pentru că dormitorul e o cameră în care ne petrecem foarte multe ore, spune Monica, e important să avem și aici anumite elemente decorative? Este foarte important să avem și tablouri în cameră, ele ne oferă un aspect vizual plăcut. Acum că am aflat cele mai importante trucuri legate de decorațiuni, cu siguranță o să am un apartament modern, așa că Adela, Bogdan și Robel, vă aștept să mă vizitați!